Ce și cât știm despre cyberbullying, o resursă pentru clasa a 5-a? Ce este cyberbullying-ul? Cyberbullying-ul reprezintă o formă a bullying-ului care implică utilizarea mediilor electronice pentru a răni o altă persoană. Internet, e-mail-uri, rețele sociale, Facebook, Instagram, programe de mesaje text sau chat, WhatsApp, Messenger, precum și platforme foto-video și pagini de internet. Cum se manifestă cyberbullying-ul? Prin batjocură, hărțuire repetată a unei persoane, prin trimiterea de mesaje obscene, ridiculizarea unei persoane prin crearea unui profil sau a unui blog fals, conținând informații și imagini defăimătoare sau umilitoare, prin trimiterea de amenințări sau prin publicarea online a unor videoclipuri sau fotografii personale, fără acordul persoanei în cauză. Spre deosebire de bullying-ul tradițional, în cazul agresiunilor de tip cyberbullying, apare frecvent anonimatul agresorilor cibernetici. Cum poți gestiona agresiunile de tip cyberbullying? Nu te învinovăți. Indiferent de acțiunile agresorului, nu trebuie să-ți fie rușine de propria persoană. Încearcă să vezi agresiunea dintr-o perspectivă diferită, în sensul în care agresorul dorește să aibă control asupra sentimentelor cuiva, astfel încât să-l facă să se simtă la fel de rău ca și el. Exclude răzbunarea împotriva unui agresor cibernetic, devenind la rândul tău un agresor cibernetic. Vei înrăutăți problema și poate vor exista și consecințe juridice. Petrece timp făcând lucruri care îți plac. Cu cât dedici mai mult timp activităților care îți fac plăcere, sporturi, hobby-uri, petrecerea timpului cu prietenii, cu atât mai puțină semnificație va avea în viața ta cyberbullying-ul. Deconectează-te de la tehnologie. O pauză de la rețelele sociale, indiferent de tipul agresiunii, te poate ajuta să cunoști oameni noi, să-ți faci prieteni care te pot susține să faci față mai ușor provocărilor. Vorbește despre sentimentele tale. Este esențial să vorbești cu părinții, cu dirigintele sau un profesor de încredere, precum și cu consilierul școlar. Exprimarea sentimentelor te ajută să gestionezi mai bine comportamentele agresive. Blochează persoanele agresive și raportează-le acolo unde este posibil. Activitate în clasă. Prezintă în clasă 3 consecințe ale cyberbullying-ului. Propune alte 3 modalități de gestionare a cyberbullying-ului.